Da, stai puțin, eu nu știam aici, e prietenie mare. Da, e prietenie mare și dor mare, pentru că ne-am mai mult timp. Să știi, zic, vezi că o să-l îmbrățișești pe Andrei de foarte multe ori, așa că să stai liniștit. Suntem prieteni buni, we are very, very good friends. Am zis bine în engleză? Da, ai zis foarte bine. Am auzit acolo vorbind. Tonight he wears the color of the jealous one, yellow. Yellow, yes, corect. Foarte culoarea geloziei. Vă invităm pe canapea. Vă invităm pe canapea. Să vă simțiți așa ca la voi. E frumos, da, avem bar, avem... bar și atât, o că băuturi nu prea aici, ne-aș putea să te bugetă. Nu, spune la un vin așa mai aproape de mine. Da? Uite, să nu vă stau în cap. Eu o să stau aici, că nu avem loc, dar o să fiu la fel de... Să știi că îi spuneam mai devreme când eram în culise și voi făceați prezentarea, zic, uite ce viață grea are Andrei, între două frumuseți la bar, cadrul ăla se vedea foarte frumos, să știi. Nu mai în pielea mea să nu fie. Și se și plânge uneori, vreau să-ți spun, măi, n-am pus iar venim vineri seara la muncă și așa și așa. Cred că se alintă. Se alintă, dacă ne vede schimbate și îmbrăcate, își mai schimbă așa puțin din atitudine. Catrinel, în primul rând, mă bucur foarte mult că vă văd, că te văd, în primul rând, arăți foarte bine, neschimbată, an de an, noi cred că ne vedem anual, nu? Ne vedem aproape în fiecare an. Aproape în fiecare an, dar noi mai vin de 2 ani acum, au trecut 2 ani de zile și chiar nu venea să credeți, până anul, știi foarte bine că veneam în fiecare an. Știu. Dar au fost niște lucruri care s-au întâmplat bune din punct de vedere profesional, am avut foarte multe treabă amândoi și asta e ceva bun, da. Și n-am venit și chiar când am aterizat, îi spuneam primul lucru, am tras așa aer și am zis, miroase acasă. Așa. Ai venit pentru prima oară cu fetele tale? Nu, fetele au mai venit, dar mai cu voi nu le-ați mai văzut de când erau atât și acum sunt cât mine de înălțime. Ce și când am intrat. Fetele? Sara face 15 ani acum, la sfârșitul lunii. Mersi frumos. Să vă trăiască. Să rămână. Și Lara, 12 în decembrie. Și băieții, pentru că Steve are doi băieți. We're talking about the boys. We're talking about your boys. How old are they? And the oldest is 20. Cel mai mare are 20. And she 18. Bravo! Un pic, nu vrei să știi ce știe, deci suntem după, nu suntem după, deci... So, she started to teach you Romanian with the injuries, right? With the bad words? Da, nu. Nu. I'm kidding. You know some good curses. Words, too. She's very polite. She's a lady. Yes, she's not cursing. She's a lady. I was just kidding. L-am întrebat dacă a învățat cuvintele mai porcoase, a spus că nu, că ea este o doamnă și că știe dintre cele mai frumoase. Să știi că înțelege foarte bine ce vorbim, pentru că vorbește italiană. Și atunci am văzut așa o plătire frumoasă. Parliamo italiano. Un pic. Și vorbește, le amestecă, știi, puțin, dar înțelege mult mai mult. Totul. E mai greu cu exprimarea, că de foarte diferite limba. Tot timpul spune normal, nu știu, vorbeam, uite, about the language, how hard Romanian is. Despre limba, cum este. Și la un moment dat îmi spunea, normal, în toate limbile se spune aqua, nu știu ce, voi, apă. După aia la bărbat, men, na-na-na, voi, bărbat. Normal că e românește, trebuie să fie un pic mai complicat decât de obicei. Catrinel, ai spus că, de fapt, n-ai venit în ultimii 3 ani. Ce s-a întâmplat în viața ta în 2 ani? În 2 ani, da. Ăsta e al 3-lea an, practic. Da, corect. Ce s-a întâmplat în viața ta atât de special? Știu că ești profesoară de dans, da? Deci, școala la care eu predau este cea mai mare școală de arte din Florida. Ca să se înțeleagă, nu e un studio privat, e o școală de arte, cum ar fi, imaginați-vă, liceul de coreografie Tonița, liceul de muzică, liceul de media, toate împreună. Wow. Deci asta se întâmplă. Sunt 2005. Deci e o universitate. Acolo în America e mult universitate. Corect. Suntem o școală de la... Am fost de la clasa 6 până la 12, adică middle school și high school. Numai că anul trecut am deschis și elementary, adică acum suntem de la 0 până la 12. Wow. Deci îi luăm de la început verzi și cruzi. Și mergem cu ei până la sfârșit. Predau de 8 ani de zile acolo. A fost o nebunie să intru, pentru că este foarte greu să fie acceptat. E o concurență foarte acerbă. În America e o concurență foarte mare pe orice post. Au fost 8 oameni, Andrei, pe acel loc. Dar și eu am venit cu un CV destul de ok, pentru că am terminat liceul de coreografie, că am terminat ATF, Academia Teatru și Film, că am avut foarte multe CV-uri cu coreografii făcute în televiziune, dar toate erau din România. În comparație cu toți ceilalți care erau din, nu știu, New York City Ballet, American Ballet, Miami Ballet, adică erau din alte zone. Cu ce crezi că ai plusat tu și ai cucerit? Știi cu ce, Natalia? Cu faptul că m-am descurcat foarte bine cu copiii. Deci proba practică pe mine acolo m-a salvat. Acea interacțiune pe care... Corect, m-au trimis într-o clasă cu foarte mulți copii. You understand, I'm talking about m-au trimis într-o clasă cu foarte mulți copii diferite vârste și mi-au zis, ok, e oră și jumătate. Am fost supravegheată de, director și așa mai departe și a zis,
Go ahead. Bine, la tine e și greu să nu te placă cineva, adică e, tu ești o fire foarte rea, așa și dură. Cred că s-au îndrăgostit pe loc, nu? Copii, nu? A fost, da, să știi că pentru mine a fost foarte dificil, pentru că în momentul în care am plecat din România, în state, am lucrat în continuare, am lucrat la studiouri și așa mai departe, dar n-am avut direct contact cu copii care nu neapărat vor să devină profesioniști în aria respectivă. Sunt unii dintre ei care devin profesioniști, unii care fac doar pentru, nu știu, pentru a prinde gustul, pentru că în America toți au senzația că poate să facă absolut orice, știi? Și nu ai voie să le spui că eu nu pot să devin dansator. De ce? Mai târziu își dau seama că sunt foarte multe elemente care îi vor împiedica de a deveni, dar la început toți pleacă pe același start și cu aceleași dorințe și cu aceleași nevoi. E o muncă grea ce ai tu de făcut acolo? Foarte grea. Să știi, a fost foarte greu. Cât muncești pe zi cu ei? Păi, programul meu începe undeva la ora 8 dimineața. La ora 8 trebuie să fiu în școală. Începe la un 9 cursurile. Pun note, trebuie să fac teste. Deci e eu am cu teste. Note, nu e cu bravo, nu e cu FB, note, nu. E cu note care trebuie spuse într-un catalog. Din catalog trebuie să le pun în online care merg către state. Adică e un întreg parcurs. Am un certificat de profesor, care certificatul meu a trebuit să dau foarte multe examene să-l primesc. Am un certificat ca orice alt profesor de cultură generală. Diferența este că la subjecterie, adică pe subiectul pe care tu îl predai, dai un alt examen. Dar trebuie să dai toate celelalte examene ca să poți să fii certificat de Florida. Dar iată că ai rămas, greu. Ai rămas în branșa în care ție îți place cel mai mult, da? În meseria pe care tu ai iubit-o cel mai mult. Și ți-a ajutat Dumnezeu să faci exact ce îți place, nu? Am făcut și televiziune, am lucrat la un loc, așa, de fapt, m-a redescoperit mai bine Steve la televiziunea locală. Cred că acolo sunt foarte multe televiziuni, nu? Nu la noi în zonă, Nati. La noi în zonă nu. Cum te duci spre partea... Bine, dacă vrei să faci foarte multe lucruri, te duci în California, clar. Dar pe zona de TV, unde eu... Mă rog, era a doua dragoste, ca să spun așa, și rămâne... Și foarte familiarizată. Bine, cred că nu există prima și a doua, cred că merg în paralel, pentru că tu ai făcut dans la televizor, deci erau... Corect, și în continuare, tu știi foarte bine, eram coregraf la foarte multe posturi și la foarte multe emisiuni, adică am mers tot timpul în paralel. Tu ai rămas în televiziune cu dansul. Corect, corect. Și atunci e aceeași dragoste. Vreau să vă zic un secret, când eram în spate cu Steve și directorul vostru de platou minunat număra, ne-am strâns de mână și zic, ah, ce bine se simte, cum 7, era pe 8, deci știi cum îmi bătea inima, știi? Televiziune că te-a cunoscut Steve. Cum? Tu ai apărut la televizor și Steve s-a îndrăgostit de tine sau lucra acolo? El a fost dentistul meu, dar în momentul în care el a încercat să... După ce afla că eu am divorțat, el a divorțat cu un an de zile înaintea mea. Eu eram deja de 2 ani singură și încă balansam ideea de a mă întoarce înapoi în România, unde era mult mai bine din punctul meu de vedere, dar m-am gândit foarte tare la fete. Pentru că e foarte greu să fii străin și singur într-o corect, țară, și nu? Singur și divorțat și divorțat. Să vorbești limba ok, dar nu din punct de vedere al unui divorț. Adică sunt niște termeni, sunt niște lucruri. Este un sistem pe care nu l-am înțeles decât când am fost pus în fața faptului împlinit. Dar fetele m-au ținut și jobul. Ai să râzi. Deci am spus, dacă îmi iau acest job la care mă gândeam de foarte mult timp și visam de foarte mult timp, asta înseamnă că eu o să fiu ok, ceea ce înseamnă că o să fiu o femeie independentă, cum am fost tot timpul, ceea ce înseamnă că pot să le ofer copiilor mei. Nu știam că o să apară Mr. Superman. Ai să-l întrebăm și pe Steve. Was love at the first sign when you met Catrinel? Do I tell the truth? Yes. L-am întrebat dacă a fost dragoste la prima vedere în momentul în care am întâlnit-o pe Catrinel. Ce vine, vorbește. Bravo, not to each other. And on that one meeting, we talked an hour. Cred, la prima întâlnire a vorbit... Am vorbit o oră, dar ce sublinează el... De ce sublinează e că atunci când ne-am întâlnit amândoi, eram la casele noastre, ne-am întâlnit la... Corect, ne-am întâlnit la un prieten comun. Dar ați rezonat foarte bine, nu? Foarte bine, exact. And so I said, I can never talk to her again. And asta a fugit de mine. Deci după întâlnirea respectivă, a zis că nu e ok și a dat seama că eu eram un bărbat la casa mea, tu erai o femeie căsătorită, toată lumea era ok în aria lor și și-a dat seama că ceva nu e ok și a zis eu fug de tine și m-am mai dus după aceea la cabinet. El fugea de tine, tu mergeai după el. Nu, eu n-aveam ce treabă cu el, dar nu înțelegeam de ce ajungeam tot timpul la fratele lui. Că ajungeam la fratele lui, nu la el, știi, că el era nu, tu stai acolo. Tu ești periculoasă, tu stai acolo. But after that, but then I was very lucky many years later, when our friend in common said, hey, she's divorced.
S-a simțit foarte norocos când după câțiva ani prietenii au spus că ea este divorțată. And now it's free. But how was it? Was easy? That's the Nu a fost începutul. Impossible. Impossible. Impossible to talk with her. Hello, how are you? We get coffee. No. She was wild. No. Deci a fost greu să o scoată la o simplă cafea. Închide telefonul, nu? Sau da, ce? Da. La modul că, eu după ce m-am divorțat și m-am despre... N-aveam niciun gând de a nimic. Adică... Nu-ți mai stătea capul. N-aveam nicio treabă. Eu eram focusată pe carieră, eram focusată pe copii, mă gândeam rămân, nu rămân. Și eu niciodată n-am fost genul de aventuri sau de lucruri de genul ăsta. La mine au fost stabile. Stabile? Fixe, ani de zile și atât. A fost tip după divorț motivul pentru care tu ai rămas în America sau oricum aveai de gând să o faci? Deci motivul pentru care eu am rămas a fost jobul pe care l-am luat. După ce am luat jobul, noi am început să facem dating, să ieșim. Și el știe foarte clar că am fost foarte fair with you from the beginning. If I didn't got the job. She told me. Time. I'm leaving. I'm going back to Romania. He's but not I got lucky. Nice. I got lucky. Mereu îi spunea că pleacă în România, pleacă în România și dacă până la urmă părea iura, știi, să... Săracul, ai cam chinuit. Da. No? Recunosc, dar a meritat și a trecut prin toate filtrele posibile și imposibile. Care a fost niște teste, nu? Și crede-mă că dacă nu ar fi așa cum este în toate punctele de vedere, nu am fi astăzi aici, nu am fi o familie. Ce te-a fermecat cel mai mult la el? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce calități extraordinare ai găsit la el pe care nu le-ai găsit la alți bărbați? Biggest quality I never find to any other man except you. Este cel mai deștept om pe care l-am întâlnit și pentru mine trebuie să și vorbești cu omul respectiv, să ai și foarte multe lucruri în comun. Avem o chimie extraordinară la modul că ne facem aceleași lucruri, ne plac aceleași lucruri, ne uităm la aceleași filme, mergem la cumpărături împreună, formăm întru totul o echipă, ceea ce, sinceră să fiu, înainte în trecut și voi știți că și voi ați trecut prin anumite lucruri, mai simți nevoia să mai te duci cu fetele, să mai ieși cu băieții, să mai știi, mai nu neapărat că fugi de acasă, că e un cuvânt urât de a spune, dar găsești și alte lucruri, alte bucurii. De independența și de libertatea de care poate n-ai avut... Corect. Uite, noi avem invers. Nu? Deci noi întotdeauna, pentru că suntem foarte ocupați și muncim foarte mult amândoi, ne batem pentru timp ca să stăm împreună și să fim împreună. De fapt, asta este cheia unei relații. Nu să te separi cât mai mult și să te duci între oameni mulți, pentru că atunci pare că nu ești prea sudat. Exact, da. Dar știi cum e, Andrei? Trebuie să și ai foarte multe lucruri în comun ca să reziști să poți să stai tot timpul unul cu celălalt. Pentru că dacă nu ai, atunci normal că fiecare fuge în altă parte, dar de fapt suntem împreună, dar nu suntem împreună. E foarte inteligent, e foarte calm. Deci ce vedeți voi aici este un om de o calitate. Are o aură de... Pentru mai Scorpio. Da, pentru Scorpionul din mine trebuie să fie. El ce zodie este? Cal. El este săgetător. Dar eu te I'm a Sagittarius also, but are you calm? I'm not in my calm era, but I'm trying to be. I mean, I'm very expansive. Da, voi sunteți foarte expansivă, sunt foarte sociabilă. Dar voi ca și zodie sunteți foarte fire signs. Da, dar vă plac aventurile, vă plac lucrurile, adică nu sunteți boring, nu sunteți aventurile plictisitor. Aventurile nu neapărat cu sexul, adică aventurile de a te duce... Lucrurile... Andrei, la ce puteți? Da, nu cred că adică zici aventurile cei de acasă zic, da... Nu, aventurile adventures, de genul... Adventures, like, da, la modul ăsta. La noi știi că aventuri, când zici aventuri, e clar, nu se gândește la sex. Omul se gândește la altceva. Da. Și mai are o calitate pe care eu învăț foarte mult. El m-a ponderat pe mine foarte mult, pentru că Scorpionul din mine și nu mă mai enervez, nu mai iau lucrurile personal. Ce frumos. Am o liniște și o împlinire sufletească. Se spune că cu ăsta este cu adevărat un pas în viață. În momentul în care persoana de lângă tine reușește să schimbe ceva ce tu considerai că e... Să așeze ceva. Asta e o lecție pe care tu o înveți și... Amândoi am zis că am apăsat butonul el la mine și eu la el, în care să devenim cea mai bună varianta noastră. Știi? Nu ne certăm. Eu nu pot să mă cer, deci el tot timpul... Păi se vede pe el. E un băiat foarte calm, se vede. Exactly. In the first month. Că eu eram și tot zicea... Just in the first month? That's all? Da. Bravo. Și tot timpul zice, sângele balcanic, vreau un pic de... Catherine, vreau să vă întreb ceva. Ați venit în România, el este pentru prima oară în România? Nu, am mai fost în România. Am mai fost și el.
V-ați gândit să vă luați o casă în România? Pentru că tot mai mulți oameni, nu întâmplător te întreb, foarte mulți oameni din România care au plecat se întorc înapoi și zic că o țară mai frumoasă ca asta nu există. Foarte mulți din oamenii străini, din cei din alte țări, chiar și de pe alte continente, vin chiar și prinți și regi și așa mai departe, vin în România și spun că e o țară minunată și că aici poți să trăiești, să investești, să nu știu. V-ați gândit să vă mutați în România? I'm talking about a lot of people are coming to Romania to buy, and if you're thinking about to buy something here in Manomufia. Again, the truth? Yes, the truth. Just the truth. We are already investigating something out by Cristi. I'm going to look in Brașov right now. Yes. E fascinat de Brașov. Deci acum plecăm. Congratulations. Plecăm la Brașov. So Andrei also loves the mountains. I love the mountains. No. Every during week summer, I go to Sinaia, Sinaia, the mountains, not the seaside. Yeah. Every weekend yeah. he's going We live there. On seaside, so nice in the summer to go to the mountains here. Este fascinat de Brașov și îi place foarte tare. De Brașov, așa cum este e adevărat că nu avem autostrăzi, avem A fost foarte funny. Acum 2 ani când am venit, am fost Cluj, Sibiu, Brașov, mă rog, mai multe locuri. Și am fost pe autostradă la un moment dat. Nu mai știu exact cât pe ce autostradă și era foarte fascinat. N-avem cu... multe, imediat mă rog, de prins. Nu mai știu care, că nu vreau să sune aiurea ce spun acum, dar era și el fascinat și băieții, suntem pe highway, mergem tare acum. Și la un moment dat, nu știu, cred că se uitau în spate, vorbeau, dar autostrada s-a terminat brusc, nu că s-a terminat, deci chiar s-a terminat. Și am intrat într-un sat. Și ei toți trei la mine. De ce ai ieșit de pe highway? Că mergeam și noi relaxat. Și eu încercam să le explic. E Dan. S-a terminat. Și nu înțelegeau. Cum adică? Stai puțin. Deci noi ne-am întors în spate și acum suntem în sat. Zic, da, zic, atâta a fost auto. Dar acum am fost. Și o să mergem la Brașov și la Mare. Și să știi că acum lăsăm lucrurile la o parte. Mie mi se pare că evoluează foarte frumos. Da. Și s-au întâmplat foarte multe lucruri. În 2 ani de zile s-a schimbat foarte mult și s-a schimbat în bine. Da. Și vreau să spun că chiar am fost de curând la câteva magazine și oamenii foarte drăguți și foarte prietenoși și foarte... Și am fost super fericită. Suntem foarte de... ospitalieri. Da. Am redevenit o țară importantă, spun eu. Corect. Din nefericire, din pricina războiului, pentru că oamenii și-au dat seama că e o țară foarte importantă. Corect. Din și foarte multe puncte din de vedere. Foarte multe puncte de vedere și o țară stabilă și liniștită. Corect. Mulțumim lui Dumnezeu că tot mai fi. Și avem de toate și ar trebui să ne bucurăm de ceea ce avem și când ne uităm afară tot timpul spunem că în partea cealaltă e pământul mai verde frumos. Și că e mai frumos. Nu există. Oriunde în lumea asta există plusuri și minusuri. Nicăieri în lume nu e un loc perfect. Corect. E așa cum te simți. Cum îți faci tu să fie locul? Poți să fie oriunde, dacă vrei să-l faci frumos, să-l faci frumos. Dragii noștri, sunt cuvinte minunate de încheiere, este extraordinar. Noi vă mulțumim foarte mult că ați venit în platou la noi. Îți mulțumim, Catinel, că ai venit. Știu că ai program destul de obositor. Am schimbat marea pentru voi, dar trebuie să recunosc că e feblețea mea. Știu, că nu plecăm la mare, zic, nu i-am promis lui Andrei. Vineri, seara, suntem acolo, mâine dimineață plecăm la mare. Îți mulțumesc din suflet, vă mulțumesc mult. Thank you very much and hope that you felt good. Tot binele, ne dorim și vă așteptăm.